În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, preacucernice Părinte, iubiți frați în Hristos, suntem încă în lumina praznicului pogorârii Sfântului Duh și iată avem înainte sărbătoare fericită pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sărbătoare care vine la capătul unui post. Într-adevăr, un post scurt de doar 5 zile, dar nu neînsemnat. El este unul dintre cele 4 posturi de peste an ale Bisericii și este de asemenea primul post din an, pentru că Biserica începe anul liturgic odată cu învierea Domnului. Este primul post de după învierea Domnului, de după pogorârea Duhului Sfânt. Sărbătoarea acestor doi mari apostoli este, de fapt, sărbătoarea martiriului lor, al sfârșitului lor pământesc. Și stă la capătul unui lung traseu, unei lungi curse care a început pentru ei de la Paștele Domnului, de la Învierea Domnului, de la pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici și s-a sfârșit în Roma, în anul 65, pe data de 29 iunie. Un traseu plin de necazuri, un traseu plin de piedici, plin de osteneală și de nopți nedormite și de zile în arșiță, și de bătăi încasate, și de temnițe răbdate, și mereu în pericol, și de la evrei, și de la păgâni, și chiar și de la frații creștini. Un traseu în care acești doi campioni ai credinței noastre au măsurat lumea cu piciorul, ca Avraam înaintea lor. Au măsurat lumea aceea secolului I cu piciorul, și s-au suit mai presus de îngeri și ne-au arătat nouă astăzi ce înseamnă apostol. De câte ori ne adunăm la dumnezeiasca liturghie, Sfintele Scripturi se deschid înaintea noastră pentru a ne hrăni Duhul și mintea din ele. Dar ele sunt deschise nu numai ca să ne hrănim Duhul și mintea, ci și ca să repetăm faptele mărețe ale Lui Dumnezeu spre slava Lui Dumnezeu. Două dintre faptele cele mai mari ale Lui Dumnezeu sunt acești doi îngeri pământești și oameni cerești, Petru și Pavel, care ne arată nouă ce înseamnă să fii apostol și de ce biserica noastră, noi o numim astăzi Biserica Apostolică. În epistola a doua către Corinteni, începând cu capitolul 3 și până la capitolul 6, Sfântul Pavel ne explică însemnătatea apostoliei, a apostolului. Desigur, ce spune el acolo devine ulterior valabil pentru toți credincioșii bisericii. Dar el este foarte precis acolo unde scrie, este foarte precis și le spune corintenilor care erau foarte critici față de modul în care el propovăduia Evanghelia, le spune corintenilor că asta înseamnă să faci parte din legământul lui Dumnezeu. Așa arată atunci când faci parte din legământul lui Dumnezeu. Și le spune, Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Hristos și ne-a dat nouă slujirea împăcării. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, nesocotind greșelile lor
și punând în noi cuvântul împăcării. Așadar, suntem mijlocitori, ambasadori pentru Hristos, ca și cum Dumnezeu va ruga prin noi, de dragul lui Hristos, pentru numele lui Hristos, vă implorăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Aceasta este apostolia, slujirea împăcării, pe care apostolii au săvârșit-o în mod unic și pe care noi o moștenim astăzi și trăim în ea și ne bucurăm de ea. Cum arată această slujire a împăcării de care ne-au dat dovadă acești doi stâlpi ai bisericii, aceste două temelii ale bisericii noastre? Și zice mai departe în capitolul 6 din aceeași a doua epistolă către Corinteni: noi, apostolii, suntem împreună lucrători cu Hristos și vă implorăm să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu. N-am dat nicio pricină de sminteală în nimic ca să nu fie slujirea împăcării defăimată. În toate ne-am înfățișat ca slujitorii lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strântorări, în bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duh Sfânt, în dragoste nefățarnică, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății de-a dreapta și de-a stânga, prin slavă și necinste, prin defăimare și laudă, ca înșelători și oameni ai adevărului, ca niște necunoscuți și pe deplin cunoscuți, ca fiind pe moarte și iată trăim, ca niște pedepsiți, dar nu omorâți, ca niște îndoliați, dar mereu bucuroși, ca niște săraci, dar pe mulți îmbogățind, ca unii care n-au nimic, dar pe toate le stăpânesc. Ce lucru minunat, iubiți credincioși! Și ce înseamnă toate acestea? Toate aceste lucruri pe care le enumeră apostolul sunt forma prin care Petru și prin care Pavel și ceilalți apostoli și-au pus viața la bătaie împreună cu Hristos, ca Hristos, pentru ca noi să ne împăcăm cu Dumnezeu. În predica lor, în propovăduirea lor, în călătoriile lor, ei s-au asemănat mereu cu Hristos. Hristos care a fost credincios legământului lui Dumnezeu, făcând ascultare de voia Tatălui, chiar și când a zis în Ghețimani, dacă este cu putință să treacă paharul acesta de la mine, ca să nu-l beau, însă nu precum voiesc eu, ci precum este voia ta. Iar Iisus, știm, s-a dus pe calea suferinței, pe calea crucii. Această slujire, după chipul lui Iisus, le-a fost dată apostolilor. Drept urmare, acești doi giganți ai mărturisirii lui Hristos, nu doar că imită, ei nu doar că au imitat cine este Hristos și ce a făcut Hristos, ci ei înșiși s-au făcut ca Hristos, întrupând în ei dreptatea lui Dumnezeu și credincioșia lui Dumnezeu față de legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu noi în Fiul Său, Hristos. Aceasta este vocația față de care Sfântul Petru și Sfântul Pavel au fost ascultători. Iubiți credincioși,
De la Paști și până la Rusalii, am călătorit împreună cu Faptele Apostolilor și acolo Sfântul Luca, cel care a scris Faptele Apostolilor, ca și aici, în mijlocul nostru acum, și acolo ne pune în față pe acești doi mari protagoniști ai lucrării lui Hristos, ai lucrării lui Hristos de mântuire și sfințire a omului. Și îl vedem pe Petru ca Iisus, mergând la templu, adunând mii de oameni în jurul său și aducându-i pe ei în noul legământ al lui Hristos. Îl vedem pe el ca și pe Iisus, vindecând și înviind morți, intrând în conflict cu autoritățile iudaice și cu bătrânii poporului pentru numele lui Iisus, dar în mod miraculos, scăpând din mâinile ucigașilor, pentru a duce mai departe bunele vestiri la toate națiunile păgâne. Misiunea Sfântului Petru, la un moment dat, se oprește în narațiunea Sfântului Luca, în Faptele Apostolilor. Dar ea nu se sfârșește. În schimb, este înțeleasă mai degrabă prin misiunea Sfântului Pavel. Pentru că de la Sfântul Petru, narațiunea continuă cu misiunea Sfântului Pavel. Și noi așa trebuie să înțelegem că și misiunea lui Petru continuă până când ajunge el la Roma, cum ne spune tradiția Bisericii. Și ea este înțeleasă prin misiunea lui Pavel și prin traseul lui osenitor prin cetățile din lumea greacă de secolul I. Ce ne spune Sfântul Luca despre acești doi apostoli este, de fapt, faptul că însuși Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, este prezent în mijlocul lor, înălțat la Tatăl și prin Duhul Său cel Sfânt săvârșește lucrarea Sa de mântuire și de sfințire a întregii lumi. Dacă vreți, iubiți credincioși, Iisus Hristos însuși este Cel care pornește de la Ierusalim și ajunge până la Roma, prin slujirea lui Petru și a lui Pavel, arătându-ne că El este adevăratul împărat al lumii și că împărăția Lui crește și se înmulțește și se împlinește prin necazuri și prin suferință și prin osteneală și prin pericole de moarte și prin defăimări și bătăi, din toate ieșind la suprafață prin puterea dragostei lui Dumnezeu. Din pricina aceasta, sărbătoarea martiriului Sfinților Apostoli Petru și Pavel vine la capăt de post. Pentru aceasta postim înainte de sărbătoarea aceasta. Pentru că acest post este menit într-o oarecare mică măsură, dar încă o dată nu neînsemnată, este menit să slăbească puterile noastre trupești, să slăbească ego-ul nostru, ca să putem vedea realitatea că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și că a merge pe calea lui Hristos și a face voia lui Dumnezeu este un lucru mereu însoțit de suferință, dar însoțit și de bucuria că suntem oamenii prin care Dumnezeu a ales să lucreze în lume mântuirea și sfințirea Sa. Bunul Dumnezeu să vă dea har și putere să întrupați în voi viețile exemplare ale Sfinților Petru și Pavel și să împlinească în voi și prin voi făgăduințele pe care El însuși le-a făcut în Hristos. Să fiți credincioși chemării lui Dumnezeu, pentru că chemarea lui Dumnezeu este mai mare decât libertatea noastră pământească.
și să nașteți bucurie și pace și împăcare în lumea pe care El a făcut-o. Amin.